Oamenii care închid seara au venit mai devreme și am prins chiar acum ce faceți. Yes, sir. Bine, suntem înghețați. Nu mai puteți, nu? Mai putem, cum să nu putem, indiferent de situație. Putem, trebuie să poată și restul. Cum e vibe-ul? Pe noi, ne-a luat țarii, suntem bine, rău. Bă, e mega vibe, e mega, e șmecher rău. Ați urcat până acum pe scenă, ați văzut cum e, nu? Am urcat pe scenă, dar încă n-am avut setul. Noi încheiem festivalul. Păi știu, asta am și zis. La final, ce mai bun la final. Ce aveți pregătit în set, ne dați ceva așa? Rage music. Crazy rău. Da. O să vezi. Cu tematică de Crăciun, așa. Atâta zic. Ok, am înțeles. Album Nova urmează ceva? Album Nova clar urmează. Păcat că mi-am prăjit SSD-ul, aveam album început și mi s-a prăjit SSD-ul și acum trebuie să le iau de la început iar, deci o să mai doreze puțin și vreau să-l fac perfect, gen. Sper că la anul. Albumul tău? La anul facem frumos. Și al tău? Toamnă. Cum se numește albumul tău, Nova? Abar n-am. Să mor. Trebuie să mă gândesc. Și la tine ai ceva în plan sau ai vreo idee? Numele? Da, da. Nu știu, vedem. Ceva cu Sleepless, cu noapte, cu d-astea. Am înțeles. Așa, gata, Nova, ia spune-ne cu ce te-ai îmbrăcat azi. Bă, încep de jos, de sus. De unde vrei tu? Ok, ochelari de la Decathlon, de astea de schi, nu m-am dat pe schiuri până acum. Căciulă, cred că H&M, ochelari de la Lunet, firmă românească, cred că, shout out. Geacă de la SH, luată, nu știu ce firmă e. Hanorac Cos, tricou Weekday, lănțișor primit de la cineva special. Am de asta compression luat de la Decathlon ca să mor eu în gheță aici și pe dedesubt am ițar de aia cât purtam când mergeam la școală când eram mic. Ăștia Supreme, kilos pe dedesubt, că why not? Alex, you already know. G-Star și Precon și ăstea și inele de la Ariel Silver, shout out. Așa și ceas. Seiko 5. Bun, ia zi-ne tu, Bărchini. Air Force 1 de ăștia albi, clasic. Da, proști ăștia albi. Pastilele. Avem pantaloni ăștia evazați, așa, anii 70. Bine, rău. De la ceva cu LA. Minimal? Posibil. Avem geaca asta mare și albă. Nu știu dacă să zic de unde e. E frumoasă rău de tot. Mai din Zara. Ah, wow, chiar e frumos. Mersi. Așa, avem un panorac gri, un tricou cu ce? Un tricou cu Kiss, rock, mătușă. Facts. Niște perle de la Simiz. Șapca Oxy, don't do drugs. Ochelarii, nu vă zic nici ăștia ce sunt. Deci nu vrei să ne zici nici de ochelari. Ghebe, vino cu a. Mi-am luat șuba lui tataia. M-am pregătit forță. Hustle, vă mâncăm să moră aia bătrână. Sharpili. Băi, frații mei, bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Cabral a închis emisiunea. Ce nebun. Bă, mai am o întrebare, brand de haine, pentru că știu că sunteți on-dat. Adică voi sunteți mega on-dat. Deja a făcut working ceva. Am niște sample-uri. O să facem. Low-key umblă. Low-key sleepless. Low-key, o să fie ceva tare. Sleepless. Da. Sleepless. Tare. Am înțeles. O să fie tare. Am înțeles, vă pup. V-am pupat. Baftă. Haideți că a coborât și Oscar după scenă. Ce faci, domnul? Pup. Ai primit și un Oscar. Ce e ăla? Trebuie să... Au. Am primit cadou acum. Te pup. Da, frate, totul merge bine aici. Sunt cu Georgescu la... Ia să vedem outfit-ul. Outfit-ul meu ok, da. În picioare, pereche de blizzard. Oh, I see you. Ăștia de la Baymark, un român, cu rea Gucci. Ok. Cu Lidl, de ăștia dubli așa. De ce? De exemplu. Georgescu a așteptat asta de mult rău. Hanorac Cani și geaca astea lui Ryan de la Superdry, cred că ceva de genul ăsta. Zine tu cu ce ești îmbrăcat, facem outfit check. Băi, hai să facem o mică pauză din toate clipurile astea, deoarece vreau să vă zic că după 3 ani de YouTube facem și noi 100.000 de abonați, mai am nevoie de 4.000 de abonați ca să ajungem acolo. Dacă vreți, apăsați și voi pe butonul ăla roșu de subscribe, durează fix 2 secunde, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult, pentru că vreau până de ziua mea, pe 27 decembrie, să strângem 100.000 de abonați. Vă las cu restul clipurilor, v-am pupat. Balenciaga, am mai văzut și la Sneaker Shopping. Amiri, Fendi, Bape, Travis Scott, Vedma, Louis Vuitton, pace friloc pentru lănțic. Nu faci lănțic de asta și pentru shop. M-am gândit la asta. Ne gândim și aici inel Chrome Hearts. Oh, bun. Te pup, nu mai am ce întrebări să spun că de-abia am filmat, te-am pupat, te Oscar. Pup, pup. Hai că i-am prins acum pe Alex și pe Tugai, ce faceți? Bine, tu ce faci? Hey, yo, baby. Cum e, cum vi se pare în primul rând?
Ah, suntem lit, suntem fresh, suntem cei mai cei, ești ne. Bro, Ice. Urmează să vedem și noi un album, Alex, și tu, Guy? Yes, sir! On the way! Când? Soon, soon. Facem piesele și le anunțăm, hai? Anul ăsta sau la anul? Păi anul ăsta se termină, deci probabil la anul, da. Da, o să dăm câteva în seara asta. O chestie zic, decât să dăm un produs care nu e de calitate, mai bine stau mai mult cu el și îl facem să fie house. Yes, sir. Clar, asta contează, contează să le placă oamenilor. Ziceți cu ceva ați îmbrăcat, începem cu tine, facem un outfit check, ia zi-ne. Un outfit check, da, în primul rând, de unde începem? De jos, de unde în sus? Hai de jos în sus. Niște pantofi, niște pantofi, bocanci muzet. După cum vedeți, arată foarte bine pe mine. Urmează costum de ski pentru că e frig afară, baby, și îți dai seama. Nu uităm tricou Sus Boy pe sub mine. Îți dai seama, sunt pregătit. Și nu în ultimul rând, ăsta e un accesoriu pe care o să-l purtăm pe scenă. Nu știu dacă am voie să fac reclamă la asta, dar atâta vă zic. Bună ziua, acum pot să vă ajut, vin direct de la muncă. Ia zi-ne tu, Gai, tu cum ești? Dăm un fit check, tu cum ești îmbrăcat? Ia zi, outfit check. Deci, Millennium Migrant Scarf. How much the fit? Așa, am și geantă, tot, my boy, Benny. Benny! Millennium Migrant. Rick Moncler. Oh, shit! I-am făcut fermoarul. Așa. Dries Van Noten, tricou vintage, blugi vintage de piele și Hoka, pentru cine știe. Am înțeles, urmează să vedem și noi un brand de haine al tău, tu, Guy, că știu că tu ești mai on this. It's already on, it's 731. Venim cu colecția nouă la început de an. It's gonna be a movie. Deci pentru cine nu știe, tu, Guy, are un brand de haine, se numește 731. E already done. E already done. It's already there. Când urmează să vedem magazin fizic? Sper că anul viitor. Ar fi blană. Ai în plan undeva, ceva, vreo locație? Bă, gen, cum se chemau alea cu capitalele? Gen, în Dorobanți. Așa. Gen, da, prin Dorobanți. Gen, prin străzile aia cu capitale. Sau, nu știu, Calea Victoriei. Ceva, un loc nice, știi? Deci hard as fuck. Yes, sir. Vă pup, aștept să vedem concertul acum când urcați pe scenă, v-am pupat. De exemplu, ne vedeți în pana mea. Gata, am prins-o și pe Bia, acum ce faci? Bine, uite, mă distrez rău de tot. Îți place, cum ți se pare? Mi se pare cel mai tare festival, e preferatul meu. Ai fost la Beach Please? Nu am fost la Beach Please, l-am urmărit live. Ai văzut line-up-ul de anul ăsta? Da, frate. Pe cine vrei să vezi? Bă, frate, pe 6ix9ine îți dai seama că, na, și pe Ian. Ian, favoritul tuturor, ce să facem? Facem outfit check, zine cu ce te-ai îmbrăcat. Deci am așa, am o căciulă pentru că e prea mult, prea frig aici, este Bershka, nu e nimica. Am un Calvin Klein plin de vodka, că m-am distrat și am vărsat-o pe mine și mie nu prea îmi place backstage-ul, m-am băgat în public, efectiv, și au dat peste mine, dar a fost mișto. Am un Heron Preston, că îmi place mult Heron, e ce trebuie și foarte călduros. Am un Stussy de rapperi, e ce trebuie, și niște Air Force nămoliți rău de tot. De trepări. De trepări, normal, am venit unde trebuie. Bine, mersi mult, Bia.